Fiecare om ar trebui nu numai să aibă un arsenal instrumente de reparații, ci și să știe cum să le folosească în practică. Acesta este un instrument modern, un fierăstrău electric. Haideți să aflăm ce este acest aparat și cum să îl folosim la IoT. Un fierăstrău cu acționare electrică este pentru fierăstrău pentru diferite materiale de tablă. Fierăstraiele electrice sunt disponibile în funcție de scopul lor profesională, semiprofesionist, gospodărie. Diferențele constau în caracteristicile și funcțiile tehnice ale instrumentelor. Structura jigsaw. Înainte de a învăța cum să folosiți puzzle-ul, trebuie să vă familiarizați cu construcția acestuia. Instrumentul este format din corp din aluminiu, motor electric. Un puzzle puternic poate tăia materiale mai groase și mai dure. Capacul angrenajului, butoane pentru reglarea cursei pendulului. Mecanismul pendular permite tăierea precisă a materialelor cu densitate redusă, lemn moale, placaj, spumă de plastic. Fierăstrăul este echipat cu o capotă și capse care asigură siguranța muncii. O rolă de sprijin pentru ghidarea fierăstrăului, un deflector de așchi. Un regulator de cursă pentru pânza de fierăstrău, care determină viteza pânzei de fierăstrău. Regulator de înclinare a plăcii, permite tăierea în unghiuri de 15, 30, 45 și 90 de grade. Șină de ghidare laser. Vă permite să tăiați în linie dreaptă. Un mandrină cu gaură de cheie cu acțiune rapidă care acționează ca un fierăstrău. Pachetul de baterii, care vă permite să folosiți fierăstrăul pentru o perioadă scurtă de timp fără a-l conecta la priză. Alegerea fierăstrăului pentru fierăstraie mecanice. Fierăstraiele trebuie cumpărate separat și selectate în funcție de materialul care trebuie tăiat și de care accelerează procesul de tăiere, drept sau curbat. Pachetul indică funcția fierăstrăului, din ce material este fabricat, precum și direcția și dimensiunea dinților. Ce puteți tăia cu un puzzle? Lemn, placaj, plăci de gips carton, metal, aluminiu, spumă de plastic, sticlă, ceramică, cauciuc, piele, covoare. Ce tip de fierăstrău este potrivit pentru dumneavoastră în funcție de ceea ce trebuie să tăiați? Să ne uităm la diferitele tipuri de fierăstraie pentru puzzle electric și să determinăm ce poate face fiecare dintre ele. Fierăstraiele sunt disponibile pentru culeamă largă, pentru tăiere în linie dreaptă. Cu acest fierăstrău, nu trebuie să depuneți prea mult efort, doar o mică ajustare a direcției. Pentru o linie de tăiere mai precisă, puteți utiliza funcția soft start, care accelerează treptat motorul. Fierăstrău îngust. Necesar pentru a tăia materialul pe o linie curbă. Pentru o tăiere precisă, achiziționați un cap de fierăstrău cu pivotare. Raza de rotație a capului de fierăstrău depinde de modelul de fierăstrău selectat, cu dinții grosieri. Acestea sunt concepute pentru o tăiere rapidă care lasă mult de dorit în ceea ce privește calitatea. Fierăstraie cu dinți fini, iar lama subțire poate fi folosită pentru a tăia chiar și cele mai complexe forme. Calitatea puzzle-ului depinde de modul în care acesta este montat. Atunci când lucrați pe foi groase cu o densitate mare de material, trebuie să utilizați un echipament cu un suport rigid. Lucrul cu fierăstraie neascuțite poate duce la ruperea sculei, din cauza încărcării crescute a motorului de fierăstrău și, de asemenea, calitatea tăierii va fi redusă. Puzzle 1.3. Suplimentare. Fierăstrăul cu acționare electrică este o unealtă manuală, dar poate fi fixat cu bara de împingere și stop paralel. Uneori trebuie să tăiați o piesă acoperită cu vopsea sau lac fără a dori să o zgâriați. Există o dispoziție în acest sens, sabot de fierăstrău din plastic sau pâslă autoadezivă, în plus față de fișiere. Unealta poate fi echipată cu accesorii de răzuire și șlefuire. Primele sunt utilizate pentru rotunjirea colțurilor, iar cele din urmă pentru netezirea piesei finite. Anumite modele includ următoarele: mecanismul pendulului, care accelerează procesul de tăiere. Această funcție este bună pentru efectuarea de tăieturi grosiere.
deoarece reduce calitatea și precizia liniei de tăiere. În cazul lucrărilor din plastic și metal, mecanismul pendulului nu ar trebui să fie utilizat. Jigsaw generează o mulțime de praf fin, care este dăunător pentru sistemul respirator. Puteți scăpa de el prin conectarea unui aspirator de construcții la duza fierăstrăului cu clichet, care va aspira tot praful care se formează în timp ce fierăstrăul cu clichet este în funcțiune. Dacă nu vă puteți permite două unelte, un fierăstrău de fierăstrău este suficient cu funcția de suflare zona de lucru. Cum se pregătește instrumentul? Începătorii ar putea găsi util să știe cum să manevreze corect fierăstrăul de fierăstrău, dar înainte de a face acest lucru, vă explicăm cum să pregătiți instrumentul pentru utilizare. Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să citiți cu atenție manualul de utilizare. Inspectați vizual fierăstrăul pentru a vedea dacă există deteriorări, crăpături, așchii, cabluri slăbite. Alegeți fierăstrăul în funcție de calitatea materialului cu care se lucrează. Alegeți modul potrivit. Să vă dăm un exemplu, dacă lucrați cu lemn de esență moale, setați viteza maximă și folosiți mecanismul pendulului. Dacă aveți de tăiat un panou aglomerat, lăsați lama să funcționeze la viteză mare, dar mecanismul pendular este deprisos, deoarece creează pericole de așchiere. Pentru a evita rănile provocate de tăieturi, trebuie să folosiți măsuri de siguranță adecvate atunci când lucrați cu fierăstrăul. Purtați ochelari de protecție și mănuși. Marcarea. Marcarea este un detaliu important, deoarece este necesar să se evite așchii pe fața piesei de prelucrat. Rețineți că așchiile sunt adesea realizate pe partea plăcii orientată spre operator. Acest lucru este valabil în special pentru plăcile din plăci aglomerate și plăci din fibre de sticlă. Pe această bază, marcarea ar trebui să se facă după cum urmează pe partea din spate și așezați lama cu fața spre devese sfat. Procesul de tăiere poate fi simplificat prin utilizarea unui ghid cu laser pentru a găsi linia corectă. Pentru o tăietură precisă, nu trebuie să se facă nicio toleranță, iar lama de fierăstrău trebuie să fie ghidată în apropierea liniei de marcaj. Pentru ușurința operațiunii, piesa de prelucrat trebuie fixată cu ajutorul unei cleme de banc de lucru sau a unei mese de fierăstrău. Sfaturi pentru utilizarea jigsaw. Sfaturile noastre despre cum să tăiați corect cu un fierăstrău cu motor vă pot ajuta. Mai puternic nu înseamnă mai bine. Acest lucru se aplică la cantitatea de presiune exercitată asupra fierăstrăului cu clichet în timpul funcționării. Acest stil de tăiere va cauza ruperea sculei. Utilizarea corectă a fierăstrăului de fierăstrău constă în ținerea fermă a fierăstrăului de fierăstrău în mână și orientarea acestuia în direcția corectă. La tăierea foilor subțiri de metal, apar vibrații. Reduceți viteza fierăstrăului și puneți placaj sub metal pentru eliminarea fisurilor. Atunci când se taie un astfel de material, motorul fierăstrăului de fierăstrău este supus unei solicitări considerabile, de aceea mașina trebuie oprită din când în când pentru a permite motorului să se răcească. Pentru o tăietură bună și precisă, trebuie să fixați piesa de prelucrat, pentru a evita ciobirea pe partea inferioară sau superioară. De exemplu, a plăcilor aglomerate laminate, alegeți fierăstrăul corect sau întoarceți placa în direcția corectă. Dar dacă doriți să faceți o tăietură fără să vă ciopliți pe ambele părți, puneți o bucată mică din aceeași placă deasupra plăcii aglomerate și începeți să tăiați. Cioburile rămân pe materialul suplimentar, în timp ce placa necesară va avea o tăietură curată. Pentru a evita așchiile, acest truc poate fi evitat. Lipiți semnele cu bandă adezivă și lipiți fierăstrăul de puzle pe fierăstrău. Atunci când tăiați materiale delicate, cum ar fi plasticul, vă recomandăm să setați un fierăstrău cu dinți de dimensiuni medii, să dezactivați mecanismul pendular și să reduceți viteza de tăiere la cea mai mică valoare. Dacă este necesar să tăiați o piesă cu un contur închis și este imposibil să începeți să tăiați de la margine, atunci o gaură este forată într-un loc convenabil.
puneți lama de puzzle în ea și continuați lucrarea. Pentru tăierea plexiglasului sau a metalelor neferoase, fierăstrăul trebuie tratat cu ulei de mașină. Sperăm că sfaturile noastre vă vor fi de ajutor și dacă aveți mai multe întrebări despre modul corect de utilizare a puzzle-ului, există întotdeauna tutorialul video. După cum s-a dovedit, jigsaw este un instrument indispensabil în viața de zi cu zi, cu care chiar și un începător poate face față. Și cu o abordare și o experiență corecte, puteți nu numai să faceți tăieturi drepte, ci și să tăiați o varietate de piese în formă pentru decorare.